Deci vorbim treaba la asta aici. Tema pentru a pasă. Dania. Iată că avem o comandă. O comandă. 2 la 2015. 2 la puterea 2015. O 3 la 2015. O 3 la 2015. Plus 2 la 2016. Niște bani aici. Asta mai culegerea. Da. Da. Multiplu 3 la 2016. Multiplu 3 la 2016. Plus 6 la 2015. Plus 6 la 2015. Multiplu 2 la 4. Multiplu 2 la 4. Se divide cu? Să zicem că asta se divide. Cu 46. Deci tot numărul ăsta se divide. De cu? Se divide cu 46. Sau cu 37. Sau? Sau. Sau cu 35. 37. Există, nu? Deci 46, 37. 35 și 15. Și sau? Sau toate la un loc? Sau cum? Se divide. A, întâi A cu 46, să arătăm B cu 37, da. Așa. Deci avem mai multe cerințe. Să se divide la multe cerințe. Amic, la 46. 46. B, la 37. La 37. Da, okay. C, la 35, nu? 35. Și la centrul de examen, nu? Și D? Atât, da? La 15. Hai, că fac ori să-și trimis, sau... Da? Ok, gata. Bine. Bine, hai, da, pa, pa. Deci arătăm numărul ăsta. Asta e tema voastră. Dar nici eu nu știu asta. Nici nu știi, cum? Așa, 2 la puterea 2015, 3 la 2015, plus 2 la 2016, 3 la 2016, 6 la 2015, ori 2 la 4, să arătăm că se divide o dată la 4, 7, altă dată la 3, 7. Hai la 4, 6 să arătăm. Hai să vedem. Hai, aveți idei, copii? Să vedem ce e. Păi scriem, multiplu simplu că sunt aceiași... Au aceiași exponenți. Exponenți, da. Și zicem 6 la 2015, nu? Putem să facem așa de la 3 la 2016, putem, 2 la 2016, putem să facem 2 la puterea 2015, ori 2 la puterea 3. Da, dar e corect ce spui tu, dar nici ce spune Darea nu-i greșit. Vă spuneam data trecută și insist pe chestia asta. Când apare ideea unuia, urmărim până la capăt. Nu veniți și o omorâți repede cu alte propuneri. Tu nu ai urmărit loc ce a spus Atalia. Tu aveai fix ideea ta. Ori în clasă, vă ieși mâna și urmăriți ideile tuturor. Deci, dar i-a spus să mulțim. În clipa în care a spus să mulțim, fiind ca o aceeași exponență, a zis un lucru corect. Ca o aceeași exponență, da? Și a zis 6 la... Plus 6 la 2016. Da. Plus 6 la 2015. Da. Ori 2 la 4. Care e? Egal mai departe. Deci, numărul... Hai să notăm numărul numele ăsta. Nu e egal cu și. Ce mai îți gândești numărul acesta? În momentul acesta putem să dăm pe 6 la 2015 în factor comun. Vezi? S-a dus pe ideea ta. Când a spus tu fărmița să faci chestia asta, ea face acum global. Pentru că 2 la 2016, vede ca 2 la 2015, ori 6. Da? Tu spuneai aici ori 2, dincolo ori 3, deci era ori 6. Aceeași chestie. Da. Aceeași chestie, da. Deci da, da, mai ușor. Da. Ea a zis mult mai bine, nu? Hai să spunem. Da. Da, ca și stres și face și face lucrul. Așa la 2015, 6 la 2015. Pe lângă de dată, da, pe lângă 1. Plus 6. 6. Plus 1. Plus 2 la 4. Foarte important. Ce rămâne din tot produsul ăla? Și atunci spunem că n este egal cu 6 la 2015 ori 4 care e 16, 23, 23, da, 23. Ori 23. 23. Da, da, ori 23. Noi trebuie să facem 4, 6. Cum să facem aici? Am putea
Zi. Zicea să ne mulțim pe 23 cu 2, da. De unde să luăm? Trebuie să luăm pe 2. Ne trebuie mulțim cu 2. Da. Ne trebuie din pământ, din albă verde. Ne trebuie un 2, un 2. Putem să ne desfăcurăm pe 6 la 2015. Adică? Adică putem să îl scriem drept 2 la 3. Și la 2015. Se referă de la 2015 la 2015. Ar putea să fie așa. Da. Dar n-ar fi mai bine altcumva? Să scriem ca 2 ori 3 la totul la 2015. 2 ori 3 se poate scrie, Ștefania, dar nu este, asta spuneau, nu este folosit. Adică și 2 la 2015 și 3 la 2015. Dar altcumva, ca să facem rost de repede de 2, în loc să spunem 2 la 6 la 2015, putem zice 6? Că 2 este ascuns în 6. Așa e povestea. Descompuneți-o de 6 la 2015, copii. Da. La 6 la 2015. Imediat, dar se face mai întâi de 6. 6 la 1. Dacă ar fi 6 la 1 eliberat, l-aș mușca din 6 pe 2 și l-aș duce aici. Da. Deci egal cu 6, ori 6 la 2014, copii. Chiar și la lucru, nu? Sigur că da, de 6 la 2015, înseamnă 6 la 2014, ori 6. 6, nu? Ori 6 la 1. Deci egal mai departe cu 6 la puterea 2014, ori 6, ori 23. Ori 23. Și de pe acum foarte da? Fac rost de... Și atunci o să fie 2, 6 la 2014. 6 la 2014, ori 3, ori 46. Ori 46 deodată, da. Ori 46. Și fiind că a apărut în compunerea numărului factor 46, înseamnă că numărul e... Se divide. Da, deci rezultă că se divide la 46. Și cu asta am răspund la punctul. Acum 37, cum facem de rase? 37. Să vedem 37. Nu știm, nu? Putem face din 46 să scădem un 9. Deci 46 scădem un 9. Și ce se întâmplă dacă din 46 scădem un 9? Apare 37 ăsta, da? Dar că trebuie să scoatem mai întâi un 9. 37 este un număr prim. Să vedem cum facem rost de 37. Nu, 18 plus 1. 18 plus 1. Așa ar fi, dar... Sau de unde, de unde să apară 18 plus 18 plus 1 să fie 37, acolo? Văd la scoaterea în factor cu mâna aici, scoțim noi ăsta, ne-a dat doar 23. Dar 2 la 4 este 16. Dacă acum 16 cu 16 dă 32 plus încă 4? 34. Ia să vedem ce idee, de unde să ne vine ideea. Deci? Trebuie la ția de sus. Ce se face în sus? Să clopăm. Să facem ce lucrăm? De exemplu, 6 la 2 la 2015, 3 la 2015 și mă avea de 2 ori. Deci
pe 6. 3 la 2015. Păi 2 la 2015, 3 la, ca și aici, nu? Da. Și apoi, așa, apoi se grupează toți așa. Da, să revenim în idei acum, să vedem cum putem gândi încât să ne apară 23 ăsta. Deci, hai spune ce cum ai spus tu să-l vedem. 23 minus cât? 37. Ia să vedem. Din 30, 16 ăsta care avem acolo. 2 la 4. Așa. Deci aici dacă vrem 7, și aici să luăm un 30, trebuie să scot același factor. Da, din ăștia 2 dacă aș scoate numai pe 2 la 15, 6 la 15, deci la 2015, da? Da. 6 la puterea 2015 pe lângă 1 plus 6, da? Adică ori 7. 7. Plus celălalt, dacă îl vedem, 2015, 16, nu? Da. Era 23 da. La acela. Acum, 2015, 6 ori 7, 42, dacă mai scot un... Mă duc la 46, acela de acolo. Ori 3. Totuși 3, 7, asta, cum se face în rost de el? Acum, și eu tot după asta. Că 3 ori 4, 6 e 138 și 3, 7 ori 4 e 148. Deci, aha. 3, 7 e număr prim acolo. Da. Trebuie să vedem. Din construcția asta lăsată așa, nu apare 3, 7 niciodată. Nici măcar dublului, 74. Nu, 3, 7 e număr prim și ea s-a terminat acum. Apare numai multiplul din 4, 6. De 23 ori la final. Multiplul 23. Uh-huh. Dar de câte ori multiplul 23, să mă duc la 37. Deci 23, 23. Mă duc la 37. Nu prea apare. Am încurcat o problemă. Nu, reușim. Dacă 37, sigur se poate. Insistăm să vedem cum apare 37. Haideți să o dăm 6 la 2013, în factor. Când la 2014 vedeți că nu ne ajută. Poate vedem mai repede. Pe 6 la 2013. 13? Da. Rămâne 6 la a doua. Era. Nu ne ajută, nu? Credeți? Nu prea cred că ne ajută, pentru că factorul acela ar fi aici. La 2000. Încă un 6, ziceți, nu? Da, încă un 6. 6 ori 3 și 4, 6. Vedeți, 3, 7 multiplicat ăla și un pic trebuie, că nu ne ajută altfel. 3, 7 nu este. 7 și 4 e dublu. Și mă gândeam că poate iese dublu, da? 70 și 4. 4. Vedeți dublului? Da. Și 74 din ce se iese aici? Și 23. Deci, ca idee, nu avem altă variantă decât să lucrăm mai aici. Acolo, da. Să scădem exponenții. Da, scăzând exponenții, cum vrem, n-are decât multiplul lui
23. Multiplul 23, ca afară de 6. Da. 6 la 12, pentru că 23. Că dacă am scos, fi scos aici la 2014, să zicem, da, am scos pe aici. Nu, nu, aici, aici, aici. Dacă ai fost la 2014 scos peste tot, aici vine un 6. Aici vine 6 la a doua, nu? Și aici vine 6-uri, deci ar fost 6, plus 6 la a doua, plus 6-uri 2, 2 la a patra. Și care 6 este în față și rămâne tot 1 plus 6 plus 2 la a patra. Deci am mai jos merge. Și dacă mai jos scoatem, vine 6 la a doua, 3 la, și 6 la a doua. Și când scoți 6 la a doua, tot 1 plus 6 plus 24. Deci e multiplul de 6. Oricât ai coborât, e multiplul de 6. Așa. 2 la... Deci 23-ul este ușor de văzut 23, că apare acolo. Dar 37, 35 și 15... Hai să lăsăm pe 37, 35 ar merge. Unde am vedea 35 să apare? Adică și 5 și 7. 5 și 7. Este o aranjare ciudată de tot și oricum începe. 2 la 4, 16 înseamnă... Este la 23 altă. Sigur așa este chestia asta, nu? Cumva este o altă... Ștefan. Ștefan, tu n-ai colegerea să vedem să... N-am colegerea, dar știu că așa era. Eu îmi amintesc. La A, B, C și D, așa, cum te... Da, așa era. Poate că nu era așa. Ba da, ba da, așa era. Pentru că sunt puse într-o situație dificile. 37, ăsta nu... Ce nu aș tu să-l fac? Bine, că nu aș tu să-l faci, nu asta e problema, adică problema. A modului în care pot să mă apropii de el. Să ce, nu, nu văd de asta. Eu zic că e greșit, că 37 nu are cum să fie da, sigur prim de aici. Adică 35 se împart la 5, 15 se împarte. Da, dar uite că nici la 35 nu reușesc să scoate. Că timp da. Tot calculul ăsta, scoaterea în factor comun, ne duce spre un multiplu de 23. Știi? Și nu, nu, nu mă... Aveți. Deci noi... Alo? Darius? Bună, Mihaela, sunt Darius. Te rog să mai citești la exercițiul ăsta. Care mi-a dat mami să rezolvăm cu 2 la 2015 ori 3 la... Nu, numărul 2 la 2015 ori 3 la 2015 plus 2 la 2016 ori 3 la 2016 plus 6 la 2015 ori 2 la 4. Da. Se vine cum? Cum? Și acum trebuie să încercuim să răspunsul corect. Aaa, să încercuim răspunsul corect, Da. Păi din cele 4 răspunsuri, 4, 6, 3, 7, 3, 5 și 15, se devine doar la 4, 6, atât. Da? Hai că ți-l primit acum rezolvarea. Da? Așa că nu înțeleg. Mai găsit că se ne rezolvă. Păi de ce n-ai zis, mă, Ștefan, mă? Te-ai lăsat aici? Îmi plăcea capul. Exact! Da, 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 am zis că e încurcat. Nu e încurcat, e imposibil. Nu, nici o clipă. Cum să-mi apară 23? 23 am văzut, dar să-mi apară 37, nici cum de aici. Exact. Și orice mișcare faci, mai ai nicio șansă. Deci formulați bine greșitile. Ne băgați într-o ceață de nu mai simți cu noi. Bun. Dar eu am început să cred că varianta... Am debutat acolo de tot. Eu am început să cred că varianta lui Darea e greșită și deci că ar trebui să o luăm pe aici. Dar nu e a lor, e a... Nu știu, sunt de
pentru teză. Da, hai să vedem ceva variantă. Da, ne-am lăbuit doctorul. Asta a fost. M-a spus Jimenei Petrică, dacă n-am avut culegere aici. Uite și nu ne-am de aici. 4 A, B, C, D, alege răspunsul exact. Dintre ele. Alege răspunsul, era. Nu să se divide pe el. Nu să se divide pe el. Pur și simplu nu ne așez pe geam de ei. Mă, cum să fie așa formulat, mă? Nu să... N-am văzut. Ia să facem repede. Primul punct. Calculați. 5, care dă 5? Nu. Calculați. 53 plus 7 ori 11 egal cu? Plus? 7 ori 11. Ce ne știm cu 7? 7 ori 11. Aha, e una pe ea și face una ușoară. Da. 130. Hai să vedem cât fac, copiii voi calculați. 130. 130, da? Da. Bine. 2. Determinați cifra X pentru care are loc. X. Pentru care? 44X barat. 4. Plus 4x4 plus x44 egal cu 1221. Nu, da, da. Ștefan. Ștefan, tu, repede. Păi x, cred că ar trebui să fie 2. Nu. Tu zici că x ar fi 2. De ce nu lași să vedem exact ce inițiativă a avut și el? Deci el zice la x egal cu 2. De ce te-ai învățat? De ce ai mers cu x egal cu 2? Păi m-aș gândi că... Na, că 4 plus 4 plus 2 ar vine 1000 și restul poate face 228. 4 plus 4 la sute și cu cât se facă 1200, ar trebui cu 4. 4, 4, 4 de 3 ori fac 1200. Dar cred că 3-ul ar face controlul și mai bun. 4 da, plus 4 la unități. 4 plus 4 la unități. Și cu 3 fac 11. Perfect. Da? Și 4 și cu 4 sute fac 8. Și cu 3 sute face 1100. Dar ce mai vine de acolo din jocul acela? Se pare că X egal cu 3 ar fi soluția. Ar fi soluția. Deci, Ștefane, și așa, pe, cum să spun, pe ghicite, controlând cifra sutelor și cifra unităților. Da? Se pare că X trebuie să fie mai mare sau egal cu 3 și X mai mic egal cu 3. Deci, în același timp, la unități, 4 plus 4 plus cât egal cu 11. Da? 4 și 4 plus cât fac 11. Din cauza că văd 1 la unități aici. Deci 4 plus la 4 plus 4 și cu cine x? Cu x egal cu 11, rezultă x egal cu 3. Și x egal cu 3 probează. Da? Dacă vedeți foarte rapid, probează. Altcumva, cum ar fi pe trebuie. Zii, desfășurăm 100 ori 4. 100 ori 4. Plus 10 ori 4. Plus 10 ori 4. Deci plus x. Da. Plus 4 ori 100, plus 100 ori 4. Da, plus 4 ori 100. 4 ori 100, lăsăm așa. Plus 10 x. Plus 10 x. Plus 4. Plus 4. Da. Plus 100 x. 100 x. Plus 10 ori 4. 10 ori 4 plus 4. Și o să fie 400. 1200. Egal cu 1200. 400 plus 40. Deci 400 plus 40. Plus x. Plus încă 400. Da, să zic 400 plus 4. Hai să vedem. 400 plus 40 plus 400. 840 plus 444. Da. Apoi o să fie 1244 plus 40. Plus 40 o să fie 800. Cât era? 80. 844. 844 plus 440. 440 plus 40 plus 400. Plus 10x
plus 4, plus 100 x, plus 44, egal cu 1221. S-o cotim, întâi e 1. O să fie 880 plus 121x. Nu cred că 880, că sunt 2 de 4. Hai, 1x. 888. Asta e altă. 888 mai poate fi scris. Da, hai să scădem la 111 x egal cu 1221. Facem revisterea aia. 333. 1111 x egal cu 333. 333. X egal cu 333. Da, 3. Și s-a rezolvat problema. Deci așa putea să fie făcută prin scrierea în baza 10. Corect. Descompunerea numărului respectiv, da. Dar și observația aceea era tot atât de tehnică. Pe cifra unităților adunând, îți dai seama că x-ul trebuie să fie 3, lucru care probabil nu vine. Calculați. Dividorul 8, intersectat, nu, reuniți. Reuniți cu dividorul 12. Deci dividorul 8 trebuie cu dividorul 2. Da, la a mic și la b mic, multiplul 2, reuniți cu dividorul 18. A mic ăsta, da? Da, și b. B. Multiplul lui 2. Lui 2. Intersectat cu dividorul 18. Dividorul 18. Deci am. Ia să vedem repede. Care sunt dividorii 8? Cine știe? Toți dividorii 8. Da. Dividorii 8 sunt? 1, 8. 1, 8. 1, 2, 4. Așa. Da. Și atât? Atât. Și 2 și 4. Da. 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 Și ale 12? Ale 12 sunt 1, 12, 2, 3 și 4. Și 2, 3 și? Și 6. Și 6. Și 6. Așa, 6. Atenție. Bun. Și acum ce trebuie să faceți? Reuniunea. Ce înseamnă? Reuniunea înseamnă să scrii toți termenii. Punerea la un loc. Da, punerea la un loc fără să se repete mici. Deci, de 8 reunit cu divizorii 2. Ștefan, ia zi-l. Știi? Reuniunea? Îi punem pe toți la un loc. Voi explicat un profesor la mulțimi când am făcut. Da, fără să-i repetăm. Deci luăm 1, 8, 2, 4 din prima. 1, 8. Luăm prima mulțimi. 1, 8, 2, 4. 1, 8, 2, 4. La care adăugăm din partea asta altă, fără să-i repetăm. Adică nu mai pun la altul 1. Pentru că mulțimul se repetă. Dar pe 12 îl punem? Punem cu 8. 12. Uite, Ștefan. 12. 6. 6. 3. Și da. Și asta înseamnă reuniunea, punerea la un loc, e pentru celor două mulțimi. Multiplul 2. Care ar fi multiplul 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Până unde mergem? Până la 18, domn profesor. De ce motiv? Că... Așa, cât trebuie să intersectăm? Facem intersecția, da? Deci, măcar până la 18 să mergem. 14, 16, 18, 20. Da, și așa mai departe. Da. Și acum, multiplul 8 intersectat cu divizorii lui 18. Se face și divizorul 18. Da, sunt făcuți. Divizorile 18 sunt 1, 18, 2, 3, 3 6 da. Și 9. 6 și 9, nu? Mai da. Altceva să mai parte cu 18 și 9. Și atunci... Ia vedeți ce avem de făcut. Reuniunea asta intersecția. Intersecția. Ce înseamnă? Intersecția înseamnă toate elementele comune luate la un loc. Nu luate la un loc, comune. A. O să fie 2 și 6. Nu, elementele comune, ci și 2 și 18. Deci, divizorii, multiplii lui 2, intersectat cu divizorii lui 18, înseamnă elementele comune, care le găsim și sus și jos.
Pe 2 îl găsim. 2, 6 și 18. 6 și 18. 2, 6. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. O să fie 2, 6 și 18. 6 și 18. Peste, sunt. Asta e intersecția celor două puțini. Interesant. Le dai și puncte? Da, vreau și puncte. Care este cel mai mic număr natural scris cu 5 cifre diferite cu suma cifrelor 10? Cel mai mic? Care este cel mai mic număr natural scris cu 5 cifre distincte cu suma cifrelor 10? Gata. Toată lumea se gândește. Da, să fie cel mai mic. Cel mai mic? Cu cifre distincte. Da, distincte. Care este cel mai mic număr natural scris cu 5 cifre distincte, diferite, și cu suma cifrelor 10? Din 5 cifre. Ai găsit? Și am găsit. 10-9. Cât? 10-9. Da, diferite. Diferite. Da. Ia să vedem. 10.234. Pe suma cifrelor face 10. Da. 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6 și cu 4, 10. O fi cel mai mic? Este cel mai mic. Da. Da. N-aveai cum să încep decât cu 1. Corect. L-a pus pe 0 imediat. L-a pus pe 0 neapărat ca să fie la cifra miilor. Cea mai mică cifră. Și până le-au pus în ordine crescătoare 2, 3 și 4. Dacă nu ajungea până la 10, atunci eventual părea, ia, dacă spun cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor este 11. Formuleți. 10.235. Tot din 5. 10.235. Asta e, da? Este nevoie să umbli la cifra unităților ca să păzești. Dar ca să fie 15, 10.238. 38, da. 38? 39, cred. 39, da. Deci, atenție cum s-a gândit, a păstrat așa și mărește cifra unităților și a zis 9 aici. Și cât face la adunare? 10, 2 cu 3, 5, 15, da? Și dacă ziceam 17? Asta cu 15. 10.241. 41. Dar nu fac suma cifrelor 17. 59. Dacă 39 vă da 15, la unități nu mai puteți umbla și atunci umblăm la 10. Da. Nu? Așa, asta mă pot. Deci până aici sunteți 15. 10.240. 50. Eu am mărit suma cifrelor la cât am mărit-o? La 17. De la 15. De la 15. Înseamnă că tu acum la unități nu mai ai ce face. Te duci la 10 cu 2 unități. Și mergi la 10 cu 2 unități. Ca să fii totuși cel mai mic. Ca să fii totuși cel mai mic. Bine, pascăriți, da? Da. Se dă și rând de numere. 5, 10, 15. Deci, da. Fie șirul. 5, 10, 15, 20, până la 1900. Da. Amic. Câți termeni are șirul? Câți termeni are șirul? De mic. Deci câți? Termeni are șirul. Termeni are șirul. De mic. Calculați suma primilor 30 de termeni. Este 30 ani. Da. Și ce mic? Care este primul termen din șir cu suma cifrelor egală cu 21? Primul termen din șir cu suma cifrelor egală cu 21. Suma cifrelor. Interesant, e. Tot participă, tot participă. Da, 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 da. 50, 15, 20, 1900. Ce are sumă?
Cum? Care este primul termen din șir? Astfel încât suma cifrelor să fie egală cu 21. Suma cifrelor nu vorbim aici. Da. Vă gândiți voi, da? Mai avem până la ce. Dar acolo, hai să ne uităm la prima. Haideți la prima. Câți termeni are șirul? 1900 împărțit la 5. De ce 1900 împărțit la 5? Pentru că sunt din 5 în 5. Asta ar fi o rațională pe care îl faci tu. Cum s-a întâmplat? Dar, un pic. Dacă aș spune câți termeni sunt de la 5 până la, uite, 5, 10, 15, 20. Tu faci de 20 la 5 și spui că sunt 4, da? S-a dorit aici să fie treaba așa. Dar dacă spuneam de la 15 la 20. Atunci era. Păi, atunci câți spui că sunt? Faci pe 20 la 5, nu merge. Așa cum te-ai fermat aici, depinde de unde pornești. Păi de 5 pe 20, 25, 30, câți termeni sunt aici? După cum îi numărăm, sunt 4. Dacă împărți pe 30 la 5? Dacă împărți pe 30 la 5, înseamnă că 6. Sunt 6. Ori nu e logica asta. Cum? Vă amintiți în suma Gauss când ziceam așa. Să se calculeze suma S, egal cu 5, plus 10, plus 15, plus 20, plus mai departe, plus 1900. Era egal cu primul plus ultimul, nu? Deci, e 5 plus 1900. Ori numărul de termeni. Iată că importanța a numărul de termeni supra 2. Deci ne interesează numărul de termeni. Și numărul de termeni e 1900 minus 5 împărțit la 5 plus 1. Corect. Deci numărul de termeni, numărul de termeni egal cu 1900 minus 5. Adică ultimul minus. Deci e ultimul minus primul. Foarte important. E ultimul minus primul. Eu împărt la 5. Aici împărt la 5. Împărțim la rații. La rații, sigur că da. Împărțim la 5. Plus 1. Și plus 1. Care înseamnă 1000, cât acolo? 1895. Împărțim la 5 plus 1. Și care îmi dă 5 în 18 de 3 ori 5, 15. 39, fac 35, 7 ori 5, 35, 45, 379. Plus 1? Plus 1. 379. 380. Deci plus 1. Plus 1. Plus 1 capăt. Nu, la calculat doar împărțirea. Împărțirea, da. 380 de termeni. Așadar, câți termeni are șirul? Răspuns? La, o să la 380 de termeni. Trebuie să spun, Darius, că în ieșitul tău, 1900 împărțit la 5, la 5 trebuie să dea 380. Dă exact 380. Dar eu nu ți-aș fi cumpărat. Deci eu când citesc lucrarea, ca profesor, nu spun dar dacă mă încep, dacă vedeați 1900 împărțit la 5? Dacă vedeam 1900 împărțit la 5. Dar dacă vedeați așa... Sigur că da. Da. Ai înțeles, Darius, de ce nu-ți cumpăra de un profesor? Dar tu făceai pe foaia 1900 împărțit la 5 până 380 de termeni, deși era corect, da, numărul de termeni, da, un profesor nu zădea punctajul, pentru că tu nu ai făcut, n-ai calculat corect numărul de termeni. Că ai făcut s-a plăcut. Da. A făcut numărul de termeni corect, dar nu pentru raționament corect. Sunt un lucru, a fost o întrebare. Știi de ce întrebare? Pentru că aici dacă scoți pe 5, e fatal cum? Rămâne 1 plus 2. Face 5 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 380. Și atunci, într-adevăr, acum mai acumărat. 1 plus 2 plus 3 plus 380 sunt 380 de termeni. Dacă făceai așa și spre 380, îți dă la maxim puntaj. La cum? Dacă scoteai pe 5, e fatal cum? Atât. Deci, împărțirea nu ți-o luam în seamă, chit cât de la rezultat, dar varianta asta, sau cealaltă, cu primul plus minus ultimul, sau din ultimul minus primul, împărțirea rației plus 1, tot așa de bine. Bun. Bea. Da. Calculați suma primilor, este 30 de termeni. Ia să vedem. Care o fi al 30-lea, domnul profesor? Deci, este vorba de S egal cu
5 plus 10 plus puncte, puncte, dar nu știu la câte să mă opresc, la 30. Îi scrie toți. Îi scriem, nu niciodată. Nu. Cum facem? Dacă ar fost 300. O rețetă. Că obținea termenul general. Asta e. Forma termenului general. Care e rețeta? Zi, dar ok, ok, pot să scriu 5K plus cât trebuie, plus cât? Adică 5K plus un număr, trebuie să dea al 30-lea termen. 5K plus un număr? Da, 5K. 5K plus X. 5K plus 0, dacă urmă. 5K plus 0. Da, 5K. Deci e 5K. Multiplu de 5. Da. Că tot se va da 5, da? Deci 5K să dea cât? 5K trebuie să dea... Nu știi valoarea lui asta. Cât să dea? Dacă K e primul termen, deci luăm 5, facem... Dacă K e 3... Nu se poate să mă observați. Eu m-am vrut și arătat pe tablă tot acum. Uitați că e pus pe tablă, copii. Și voi și zile un profesor. Uitați! 380 de termen, uitați, 5 pe lângă. Aaaa! Al 30-lea termen, înmulțit cu 5. Cât e? Aici e câți termeni sunt? 380. Cât spuneți? Unii să ne oprim la cât? Al câte la? La cât la termen? La 30 la mama. La 30 la termen. Păi 30 ori 5. 30 ori 5, 150. Asta e. Deci aici cât sunt? Până aici sunt 3 termeni. Până aici cât? 380. Până la 30, înseamnă plus puncte, puncte 30. Și 30 ori 5? Asta e 50. Ultimul e 150. Deci plus 150. Asta e sumă. Faci 150. Și acum facem sumă. Deci este egal cu 5 pe lângă, uitați. Da, mă întorc înapoi. 5 pe 1 de 1 plus 2 plus puncte, puncte plus 30. Da. Care suma asta este cea mai rapidă, că e rația 1. Cum o calculăm, copii? Ori. O să fie 5... Primul plus 1. 30 și 1. 30 da. Plus și 1. Ori 30. Ori numărul de termen care deja e indicat 30, împărțit la 2. Și o să fie 31 ori 31 ori 15. Ca să mai întâmplă. Unde e 15? Ia, deci aici să se indic. Da. Vine 5 ori 15 ori 31. 5 ori 15, 75 ori 31. 75 ori 31. Cine are calculator, dacă nu faceți voi? Facem o mulțire aici. Câteodată? Hai, Ștefan, tu. 2325. Ștefan chiar înmulțește, să știți. E? Asta e un lucru important. Și chiar vreau să faci așa. 2325. 2325. Bravo. 25. Uite așa, am aflat suma. Hai să recunoaștem. Ați avut dificultăți majore. Corect. De ce? La câți termeni ale șirului nu trebuia să aveți niciun moment de bâlbâială, asta e clasic, afară numărul de termeni. Din ultimul, scădem pe primul și împărțim la din cât în cât sare la rație și adunăm unul pentru ca să fie ambele capete luate. Varianta de descoperire repede a termenilor este asta, le-a dat 5 relația factor și numărul 1, 2, 3, că a început de la unde? De la 1. Că dacă începea de la 15, începeam de la 3 până la 380. Așa s-a numărat singur. Și așa s-a numărat singur. Că zici 1, 2, 3 până la 380. Că sunt? Ați înțeles că... Contorul lucra perfect. Deci, așa. Iar aici, ca plasul a primilor ies 30 de termeni, ați avut dificultăți maxime pentru că nu știați pe ultimul. Deși v-am ajutat foarte tare cu asta. Pentru că aici, după spaterea factor, 30 de termeni la 30 trebuie să mă opresc. Vine 5 ori 30. Bun, deci al 30-lea termeni era 10-10. Telefonat? Da, dar pe tablă era scris. Aproape că mi-era jenă să mă întreb acum. Pentru că lucrurile erau foarte clare. Dar domnul profesor, înseamnă că al 100-lea termen câte?
Ia să vedem, avem 100 de termene de 500. 500, da? Deci l-ai înmulțit pe 5 cu 500, 500, da? 100. 100. Da, da, da. Al 27-lea termen? 5 ori 27. 235. Da, cât face, nu, asta. Important este că să sesizați asta. Asta e cu șansa maximă că s-a început un răcoare la 1. Dacă se începe de la 3, povestea era scădente în asta cu asta. Da? Împărțim, nu mai avem la ce împărți, că se numără bine. Din 1 în 1. Din 1 în 1, și apără 1. Corect. Și deci, imediat, la fel câți termeni sunt. Bun. Ce? Ce? Calculați suma, nu. Care este primul termen din rășir, așa încât, suma cifrelor sale să fie egal cu 21. Păi, trebuie să știm că trebuie să fie un număr din 3 cifre. Pentru că cel mai mare număr de 2 cifre e 90, 90, 18. Care este primul termen din șir? Șirul ăsta îl putem construi către noi de rugă. Da? Că el este un multiplu de 5, mai zis, da? Da. Și povestea este care este primul termen din șir, așa că suma cifrelor să fie egal cu 21. Păi știm că dacă ar fi două, dacă ar fi să scriem 0, să fie ultima cifră 0, poate să fie numai 0 sau 5 ultima cifră. Așa. Așa. Și dacă ar fi să scriem asta, dacă ar fi 0, nu se poate să fie 0. 995, ia să vedem. Să zicem. Nu știu, mai degrabă 995. Punem cu 9 plus 9. 5. 8 plus 10 plus 5? 9 plus 9. Plus 5? 5. 18 plus 5 de 23. 23 și 9 îi trebuie 21. Haide să m-am ajutat suficiente. Deci 21. Acum. 795. Ia să vedem, mă, dacă ar trebui. 795. Pentru că trebuie să fie 95 ca să fie 14 și 14 plus 100 de 21. 7. Și-o fi primul? E primul. Asta e primul termen. E primul. Nu știu, să ne gândim. Este. Întrebarea este, altfel, este ăsta cel mai mic număr? Exact. Ca asta răspunde asta. Da. De ce n-ai zis 975, de exemplu? Sau 579? Pentru că trebuie să diminuăm 5, ca să ne apropiem de numărul respectiv a doua, măcar să fie 9, și facem 14, deci, plus cât? 20. Ai încărcat foarte bine problema. De-ai încărcat pe ultima, ai încărcat ultima cifră, cifra unităților care nu a arătat pondere în valoare, i-ai dat 5 unități, din 21 ai scădut 5 și ce mai rămas 16. Și acum celelalte două cifre trebuie să facă 16. Dar ca să facă 16, trebuie să rămână cel mai mic. Și ca să rămână cel mai mic, înseamnă 10 cazuri maxim, 9, și la sute, vii cu diferența 7. Băi, o fi ăsta cel mai mic? Este cel mai mic, pentru că să spunem 16. Ne gândim ce numele dau 16. Și chiar 0 poate să fie... Nu putea un profesor? Nu, nu putea 0. De ce? Pentru că e ca și cum aș fi spus suma două cifre și cel mai mare. Cifra fi 9 plus 9, 9 plus 9, 2, 18. 18, 9, 21. Și dar 0 nu putea să fie. Deci cu 0 nu putea să fie. Ce numere dau 16 ca să fie cifre? Și 9 plus 7 sunt cele mai mici. Așa am ori... Și 7 primul ca să fie, să fie asigur că e chiar da, cel mai mic. Da, e cel mai mic și 9 plus 7. Iată cât de interesante suntem aici. Punctul ăsta îmi place foarte tare. Iar vrea să mai spun că el ascunde un lucru spectaculos. Anume, în înșiruirea numerelor acestea, ele cresc din 5 în 5. De la mic la mare, să înțelege. Asta înseamnă că le întâlnesc în ordine crescătoare. Și întrebarea era, care e cel mai mic număr, deci ascuns în problema asta înseamnă, care e cel mai mic număr, din câte cifre? Din 3? Nu din 4. Că din 4, mă duc mult mai încolo. Ca să fie cel mai mic. Din 4 cifre și are sens problema din 3 cifre. Pentru că 21 depășește pe 18, nu?
cu ceva. Nu mă pot gândi la un număr din două cifre. N-am cum. Deci măcar minim trei cifre. Și acum, cu cifra unităților, are două posibilități, 0 sau 5. 0 sau 5. Eu, ca să-l pot păstra pe acesta cel mai mic, un prim raționament îl fac pentru ca ultima cifră să fie 5. E 21 pe 5. Și atunci îmi rămâne, cât îmi rămâne, 7 și 9. Adică rămân 16, suma cifrelor să facă 16. Și cum vreau să fie cel mai mic, mă duc 90 și 7. Ca să, suma cifrelor să fie 23. Să se găsească cel mai mic număr, pentru care suma cifrelor să fie 23. Pentru că mai e scris pe numărul. Da. 995. Este 995. Pentru că trebuie să treci numărul sutelor. Atunci, da? Păi intențiile sunt 99, 18, 23. Dar suma cifrelor să fie 24. 1095. Suma cifrelor. Suma cifrelor să fie 24. A 23 va ajunge maxim 995. Da. Da. Suma cifrelor. 1995. Păi eu vreau pe cel mai mic. Păi ăsta e cel mai mic. Uitați cum am făcut. Ia să vedem. Dacă te-a zis? No, 1995. Deci am zis 24. Suma cifrelor. Deci 24. 1995. 1994. 1994? Da. 5? Deci uitați cum am făcut. 9 plus 5 dă 14. Am scos surprise, dă 10. Cel mai mic a fost 1 plus 9. Și am pus 1 la cifra miilor. Și 9 la 7. Și dă 1995. Pare că are dreptate. Sunteți de acord cu ea? 1000, să fie 1995, primul număr întâlnit pentru care suma cifrelor fac 24. Dar ca să-ți dați distincte, ca așa trebuie. Nu, nu, vă nu. Lăsăm așa. Da. 24, fac aici 24. Dar în clipa în care m-aș gândi să pun 0 aici, am modificat obligatoriu de asta de aici. Sau modific 4 la asta azi dumneavoastră puțin. Păi dacă nu-i pe 0, te duce în 2 în față. Stați puțin, stați 2 secunde. Atunci o facem așa. Dacă punem 0, acum punem 0. Și acolo trebuie să ne dea 21 și acum o să pun. Acum să rămâne 24? Da, stați 2 secunde. Păi 9, 9. Stai 2 secunde. 7000, da. Nu, 6. Deci 24. 6. 6 9 9. Eu mă legam din numărul 6. 9 9. 9. 18 și 6 fac 24. Eu uitați și mare. Foarte mare. Păi, dar uite mare e ăsta față de primul. Și ăsta 6990 este cel mai mic pe care l-am putut obține cu 0 aici. Exact. Da, cu 0. Deci de aceea, în clipa în care pui problema comparării între acestea două, trebuie să te gândești că cu 5, încărcând cu 5 cifra unităților, faci din sumă ai spus deoparte destul de mult. 5. E da? Nu, e una a două, da? Da, 1995 este cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale fac 24, da? Așa încât 1 plus 9 plus 9 plus 5 egal cu 24. Ne întoarcem la ieșițiuni. Da. Autorul a gândit destul de frumos punctul C, pentru că a spus aici care e cel mai mic număr de 3 cifre, datorită faptului că s-a dus mai la 21, divizibil cu 5. Cel mai mic număr de 3 cifre. De 3 cifre divizibil cu 5. Și voi l-ați găsit foarte repede. Da. Bravo. Era și pentru aia că cineva putea să uite că trebuie să fie divizibil cu
5. Rezolvat în ien stelat. Rezolvat în ien stelat. Ia. Păi, în ien stelat. Ce înseamnă ien stelat? Fără zeamă, nu? Da. Naturalii fără zeamă. Fără zeamă. 7x plus 11 mai mic egal de 172. 7x plus 11 mai mic egal 7x plus 11 mai mic egal decât 172. Până acum ce mi-a spus aici și-a fost pe asta? În ien stelat. Da. Cu divizibilitatea așa, găsirea, nu? Ce-o? Însușoare. Însușoare. Însușoare deloc. Foarte ușoare. Spre. Cum găsim 7x plus 11 mai mic decât 172? Care e ideea de lucru aici? Cum se face de la ce Stefanie, cum tu vă pui? Scădem 11 la exact. Antonia Andrei. Și zic. Cât vine? 7 ori x. 7 ori x se fac mai mic egal decât 169. Și 161. Împărțit la 7 de 23. Și apoi scrie că x egal. Se poate la 7 exact, da. Deci împărțit prin 7. Și obținem că x mai mic egal cu 23. Asta înseamnă că x aparține mulțimei. Care? Ia 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, domn profesor? Nu, pentru că e stelat. 0, 1, 2. Deci a zis din 1, 2, 3. Până la 23 inclusiv. Da. Că și e gata, ați fi. Deci era o chestie simpluță. Scădem același lucru, nu ar fi membre, împărțim prin... Nu știu, că știu ce terminăm. Diferența a două numere este 447. Deci A minus B egal cu 447. Determinați cele două numere, știind că împărțind pe unul la celălalt, se obține câtul 13 și restul 15. Așa încât... Împărțind pe unul la celălalt. Cred că A la B. Da. A egal cu B, hai să zicem, A egal cu B, ori cât? Câtul 13 și restul 15. Plus 15. Să aflăm cele două numere. Este așa simplu. Deci simplu, da. Ce să faci, ce să spun. Deci A egal cu B ori 13 plus 15, da? Și cum anume o să gândim aici? Haideți, vreau să vă aveți inițiativă. Să scădem 13 din Deci, ce pe de să ai 13? Nu putem să zicem că este egal cu B ori 13 plus 15 din teorema împărțirii corect? Păi, uite, ați scris-o. Ai egal cu B ori 13. Domnul profesor, am terminat. Ce trebuie să am? Adăugând de zunca A minus B, egal cu 447. Cum se lucrăm aici la cele două relații? Ia uitați-vă. Da? Și te lăsa să zic. Da? Tu lucrează mai departe. Nu, trebuie să vedeți, trebuie să ne adeși. Da. 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 Deci... Ați și pe ei să zic. Da. Dar eu să cum începe. Scădem numărul B din primul membru. Ca să ai A minus B. Da. Interesant. Deci scădem un B din ambimentului, prima relație, scădem un B și apare echivalent cu A minus B, egal cu câți dat de B au rămas acum? 1. 0. Nimic. 1. 13. A. 13 din B și-a scădut un B și a rămas 12 dat de B. 12 B plus 15. Și cum A minus B e egal cu 447, chiar îmi place ideea, numai că ai fost neatent aici. Exact. Da? Foarte originală ideea. Da. Și cum A minus B din 447 în obiect sus, și apare 12B plus 15, zic, 12B plus 15, egal, am citit, mă citesc invers, egal cu A minus B, adică egal cu 447. Deci 12B plus 15, egal cu 447. Scădem un 15. Scădem un 15. Și apare 12B egal cu 432.
432 împărțit la 12. B egal cu 432 împărțit la 12. Și egal cu? 36. Dacă B-ul e 36, A o să fie 447 plus 36 se face? 483. Și cu asta am găsit pe B. Știm pe A și pe B. Ai avut o idee frumoasă, chiar nu m-aș fi gândit la ea, dar nici numai că aici ai greșit flagrant. Adică, îți trăiești pe de pe aici. Tu ai zis că scădem pe B-ul ăsta, parcă s-ar fi putut deslipi de 13. Nu se putea deslipi de tu, da? Că el e redat prin înmulțire. Adică sunt total 13 de pe aici. Că doar trebuie la părții nu spune. De împărțit ca împărțitor, oricâtul pus restul. Deci ideea bună, foarte bună, pentru că ai spus în mine. Altfel, nu-ți vine aminte așa. Eu aș fi scos pe A-ul de a doua. Și locuim în prima. Și locuim în prima. Deci A-ul ar fost aici 447 plus B, dintr-o scădere, acum pe B, și mă duc sus cu A-ul. Și avea 447. Ia să vedem cum avea să fie. 447 plus B. În loc de A. Da. Egal cu 13 de A-ul de B. Plus 15. Și acum scădem un B peste toate. Cum ai făcut tu? Și rămânea 447 egal cu 13 scădut un B, 13 B minus un B, 12 B plus 15. Și iată, deci ne ducem frumos și rezolvăm. Cât e fericit am făcut? 6, 7. Se dau mulțimile, A egal cu X, tot X-i din N. Se dau mulțime. A egal cu tot X-i din N. Cu proprietatea. Da, cu proprietatea X. 1 mai mic ca X mai mic ca 6. Așa încât. Așa. 1 mai mic egal decât X. Nu, mai mic, strict. Mai mic decât? 6. 6. Și B egal cu tot X-i din N stelar. Așa am găsit mai mic ca 3. Mai sunt despre ce ați putea să spuneți A-ul din cine, ce elemente se compune? Da. Cine este A-ul? 2, 3, 4, 5. Da, de, de dincolo de 1 și până 6. Deci e formată din 2, 3, 4 și 5. Iar B-ul din cine? B-ul este format din 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Calculați. A reunit cu B. Să facem A reunit cu B. Egal cu 5 deodată. Deodată, vreau. A reunit cu B? Da. A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, da? Punem la urmă. 1, 2, 3, 4, 5. A interpretat cu B? 2 și 3. 2, 3. Da? Deci 2 și 3. Și acum am zis aur B. Deci A, așa e. Aur B. Aur B din toate. Sucapezeam. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Deci uităm la A. Da, și punem elementele de... Numai pe ei facem. 2 și 1. 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3. 2, 1. 2, 2. 2, 2. 2, 3. 2, 3. 3-1, produsul cartezian, nu știi. Eu le-am predat asta, ei n-au ajuns încă. Nu știu și nimic din cum să fie. Da, dar m-am predat un profesor și așa. Nu, dar nu știu ce face oară la 5-ul. Produsul cartezian. Deci nu vă spuneți pe produsul cartezian. Hai să vă spun eu acum. Deci despre reuniunea mintii slab, ca să așez reuniunea, punerea la un loc. Da. Intersecția, da. Partea da. Comună. A minus B, hai să facem și A minus B. A minus B. Urma. Punem tot ce este în A și noi în B. Adică 45. Punem toate elementele din A pe care nu le găsim în B. Adică 4 și 5. Dar B minus A. B minus A o să fie
fie doar... Punem toate elementele, fie ca și două. Orice este în B și nu este în A. Este în A. Adică cine? Unu. Numai unu, da? A. În afară de asta mai există o operație care se cheamă produs cartezian. Produs cartezian. A ori B, A ori B, egal cu, de data asta, perechi de elemente, X și Y, cu proprietatea, că cele de pe locul întâi, X-ul, îi din A, și cele de pe locul 2, Y-ul, sunt de B. Deci, punem toate perechile, dar respectând chestia asta, cele de pe locul întâi sunt din prima mulțime, și cele de pe locul 2 sunt din a doua mulțime. Concret. Concret. A ori B aici, Ștefan, este egal cu. Fiindcă am pus-o pe A pe locul 1, ochiul îmi pică pe A. Asta. 2, 3, 4 și 5. Și B-ul e, sunt elemente din cea de-a doua mulțime, 1, 2 și 3. Și de ce încep? Am zis că pun perechi. Deci elementele nu mai sunt numele distincte așa, ci elementele sunt perechi acum. Deci pun 2, 1, adică 2, X-ul din A și Y-ul din B. 2, 1. 2, 2. 2, 3. Deci cu 2 am terminat, mă durând pe cele toate de aici, da? Urmează acum 3. 3, 1. Și începem. 3, 1, 3, 2, 3, 3, ca să nu-i pierdem, da? Deci vine 3, 1. 3, 2. 3, 3. 3, 3. 4, 1. 4, 2. Ștefania, ce trebuie să poate știi? 4, 1. 4, 2. 4, 3. Și acum, 5, 1. 5, 2 și 5, 3. 5, 2 și 5, 3. Întrebare, câte elemente are mulțimea asta produs cartezian? Păi, dar trebuie să facem numărul, și